Salutare oficialilor și vulpițelor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft în care trebuie să trecem pe peretele abonaților. Da, a venit timpul să alegem din nou abonații la fiecare. Dacă ne-ați lăsat acolo comentariu, ați dat subscribe și neapărat aici să dați un mare like, aveți foarte mari șanse să picați aici ca să fiți trecuți pe perete. Am un mesaj, de exemplu, de la Amalia Sucigan cu comentariu salut. Oh, eu am un mesaj de la Cristian Ivanovici și scrie așa: îmi place de tine și vă urmăresc și mult, eu vă ador mult, sper să mă pui pe peretele abonaților, zice Cristian. Mamă, Cristiane, sper să pici, pentru că mesajul ăsta este mesajul care apare când intrăm noi pe site. Dar sper să pici, așa că îți țin acolo pumnii. Foxy, îi ții și tu pumnii, nu? Da. La cine ți-a picat ție? La cine mă salută, îl salut înapoi. Foxy, atunci hai să apăsăm repede pe buton și să vedem cine o să pice, nu? Hai, 2, 3 și... Start. Wow, sunt curios și o să pice pe perete și... Aoleu, ia uite Foxy. Ia uite ce comentariu negativ a picat. Da? E negativ? Mamă mia, cât de negativ e, cel mai negativ comentariu. E pozitiv. Îmi pare rău, Maia, că n-o să fii pe perete, îmi pare rău, rău de tot îmi pare. Ia uite ce a scris Maia, ai văzut? Cât noroc să ai și ghinion în același timp. A scris: nu vă mai suport cu Dini și Foxy, pentru că voi toate comentariile să mă puneți și pe mine pe perete și nu ați vrut. Mamă, uite cât ți-a picat ție comentariu, Maia, ca să vezi, însă nu te pot pune pentru că este un comentariu care nu trebuia să fie. Da, nu noi decidem, este un program random, știi? Da, este un program random. Noi dăm, adică poate să pice sau poate să nu. Noi doar apăsăm pe pick another winner și gata, programul alege singur pe cineva, deci nu influențăm noi cu nimic. Exact, trebuie doar să dați like, să lăsați un comentariu și să apăsați și subscribe-ul și să dați și un share. Dacă le-ați făcut pe toate astea, vă înscrieți automat. Și atunci o să picați pe perete, dacă aveți noroc, ce să zic mai mult de atâta. Exact. Eu o să mai dau o dată pică winner și Foxy citește după atunci. La mine este Ersebet, nu știu exact cum se citește, Ersebet Ciulin. Cu mesajul super drăguț: vă ador Foxy și hei Houdini. Dacă mă puneți pe perete sunt foarte bucuroasă. Și cățeluș, vulpiță, pupici, îndrăgosteală, tot ce vrei. Mamă, mamă, ce tare. Uite, și acum la mine a aplicat Cristian Gabriel Grosu, care zice așa: mă uit la voi de foarte mult timp și vă ador, sunteți youtuberii mei preferați. Bravo Cristian Gabriel Grosu, forțini, ai apărut pe perete, adică mă rog, o să apar imediat, dar ai câștigat la loterie, ca să zic așa. Ia să fac o poză ca să nu uit numele, Jbeng, ăla e. Eu l-am scris de mână, pentru că n-am telefonul la mine, dar să apreciezi. Așa, Foxy, no, hai atunci să mergem în joc și să trecem pe perete, nu? Haide! No, haide, Foxy, să mergem repede. Haide, haide, abia aștept, abia aștept. Houdini, tu iară mi-ai luat înainte și nici nu i-ai salutat. Salut! Stai că vin acum și eu. Da. Ai luat-o înainte, n-ai mai avut răbdare. N-am răbdare, vreau să trec de aparat pe perete. Și eu abia aștept. Da, aici să trecem repede, dă blița. Acum iau și eu pe a mea. Hai să vedem pe cine aveam aici de trecut, că deja am uitat numele, sincer să fiu, adică era super lung numele. La mine este un nume greu de citit. La mine mai știu doar Cristian atâta, dar nu mai știu doar Ersebet Ciulin. Eu am Cristian Gabriel Grosu, deci Cristian Ersebet Ciulin. Gata, la mine. Și Gros. Bun, doar da, frate. Ăla. Nu-mi dau. Știi ce nu-mi dau? Eu să iau la numele acesta, care o fi prenumele și care o fi numele. Că ambele mi se par la fel. La Elzebet? Ciulin. Ciulin. Niciunul nu-mi suna prenume. Eu cred că Ciulin este numele de familie, deci prenumele este Elzebet. Da, este așa, nu știu, zic eu așa. Este un nume așa rar întâlnit. Da. Deci felicitări acolo, Cristian, felicitări, Elzebet. Și ce să zic, dacă vreți și voi să apăreți pe peretele abonaților, trebuie neapărat să rupeți butonul de like, de share, de subscribe și o să vă înscrieți în marea tombolă pentru următorul episod, nu, Foxy? Da,
abia aștept să trecem un nou abonat fiecare. Deci neapărat să vă înscrieți, să dați subscribe, like, comentariu și share prietenilor. Sunt de 2 abonați pe fiecare episod, Foxy. Exact. E să vedem ce surpriză ne mai aduce astăzi. Acoperișuri. Eu, doamnă, aici e. Mai cum e pluralul, Foxy? Acoperișuri sau acoperișe? A, da, se vede ceva acolo. Ia zi, un acoperiș, două acoperișuri. Acoperișuri, Houdini. Acoperișuri? Da. Ce cu doamna asta aici? Băi, acolo, comentarii. Dar uite, bă, ești aici că nu intra, e periculos. O venit să ne avertizeze Houdini, poate ar trebui să o ascultăm. Ne avertizează tante, ia fii atent, zice ceva. Cel mai mare pericol te paște dacă o să apeși pe buton. E periculos. Houdini, e clar, nu trebuie să apăsăm pe buton. Ce căsuțe sau ce sunt acestea? Oi, ce fain arată! Foxii astea nu sunt căsuțe. Știi ce sunt astea? Sunt niște gratii. Nu-mi zic că e... Sunt pușcării. Da, să știi că la asta mă gândeam eu, la ceva celule. Sunt 2 pușcării aici din ce văd eu. Mamă, care e pușcăria mea și care e pușcăria ta? Nu știu, și fac un chest aici, să vedem la chest. Ce găsim? Săbiuțe doar. Hai să luăm. Ia, la ce 3 săbiuțe acolo, să am de și compa. Eu, tot așa, 3? Deci avem 2 pușcării și trebuie să intrăm în ele, Foxy. Și ce mi se pare ciudat, că aici nu ne mai așteaptă nimeni, ne-a așteptat dincolo să nu intrăm. Da, păi ne-a zis că e pericol mare. Deci i-a fost frică să stea aici, înseamnă că chiar este super periculos. Eu știu ce zic, eu zic să începem cu o pușcărie mai light, așa, cu asta de stone de aici, așa. Da, uite, și vulpițe aici, pe afară. Da, uite, e plin de vulpițe, da. Ce drăguț! Ce drăguț! Hai să vedem pe unde intrăm. Hai să intrăm aici, nu știu, dar trebuie să spargem astea. Cu sabia? Da, cu carnea, că... Cu cărnița? O să dai și cu sabia, ce să zic. Hai că dau cu mâna. Dă-i cu orice, numai dă-i. Auzi, dar tu îți dai seama că facem un fel de prison break, îi eliberăm? Da, îi ajutăm să evadeze. Îi dăm drumul afară de la purnăință, Foxy. Vai, nu cred că e bine ceea ce facem cu tine. Ne și atacă, nici nu sură, mă omoră direct. Băi, ce ne... cum să zic? Ne dau la joară, știi, arău de tot. Nu sunt, cum se zice... Nu știu la ce te referi, dar eu am venit. Atunci când nu îți mulțumesc pentru că îi ajuți cuvântul. Nu sunt recunoscător. Așa, așa. Iar m-au bătut. Pe mine, mă bată ăștia instant, Foxy, mamă. Deci pe bune, i-am... Cred că o să fie greu să-i bate. Răi, nu ne mulțumesc. Sunt prea puternici, sincer îți zic. Aoleo. Băi, a zis că e periculos, chiar e periculos. Vai de mine, dar știi cum? Mi-o ia una după alta, adică... Și eu n-am făcut nimic, deci cum am intrat cu omul? Mi-e frică, sincer zic. Și vă și albine în sus. Mamă, le-am dat ceva de mine. Aoleu, nici n-apuc să... Deci nimic nu pot să fac. Vai de mine, dar e periculos. Deci mă gândeam să fug pe aici. Dar n-apuc să fug. Da, zic că ne dă bucata de la intrare, cumva. Da. Nu, trebuie să-i tot batem aici la intrare până să mai rădesc puțin. Mama mie. Hai să intrăm unde-i dată, știi? Haide, cred că asta este abordarea. Unde sunt mulți, puterea crește. Hai să vedem repede să-i și namicul mai slăbește. Haide, 2, 3 și... Bate-i. Aoleu, ce mi-a luat în freză. Dar cred că, nu știu că am bătut și noi pe cineva, că nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama, pentru că mă bate repede. Am făcut un kill acolo, acum ai bat. Am bătut vreo 2, cred. 2 sau 3 am bătut. Și le-au dat foc blaze-urile la... Da, deci mor de la foc. Bine, m-o blesni bine un vindicator din ăsta. Ți-o dat bine? Vezi că ăștia au avut o poare vindicatorii. Wow, aoleu, mă ciumăgesc. Deci, sincer, n-am mai văzut nimic vai. Așa. Vai. Am bătut, mamă, că ți-am bătut acum foc. Nu înțeleg de ce i-am eliberat, Houdini. Da, îl văd și pe sus pe ăștia de foc, așa cumva. Da, ăștia plutesc ăștia de foc. Dacă mi. Bătaie, uai, dar ce mă bată ăștia? Da, trebuie să tot stai și să tot dai cu ei. Mamă, dar faza că nu avem armură, știi că dacă aveam armură... Da, așa, un, doi. Am luat foc, Foxy, dar nu mai sunt mulți, oricum, nu mai sunt mulți deloc. Ia, că am dat la joale. Dacă vin și eu.
No, bătaie, 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 bătaie. Așa, 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 mama, chiar am prins foc. Uite că am Oh, bătut ce pe 10. periculos e. Am luat foc, am luat foc, am luat foc. Păi și eu tot de Mamă, asta. deci am bătut. Hai că nu mai să mă uiți deloc, popsii. Mama mia. Cred că asta e ultima tură și am spart, cred. Mai reziști? Oarecum. Hai că vin și eu. Uite, pe asta l-am bătut. M-au Mamă, dar ce bătut. n-am bucat la vindicatorul, dar l-am bătut eu acum, după. Foarte bine. Mai sunt mulți? Nu mai sunt, nu mai sunt, nu mai sunt. Dacă vii acum, ai nenorocit pe toți. Îi bate măr, așa -i? După ce ne-au Da. bătut ei măr. Stai că Aoleu, i-a dat și eu o bolbiță din greșeală. e plin de foc aici, Oh, m-a ard. spart ăla, m-a spart blaze-ul ăla. A Te murit eu ard. arzând gem. Da, așa că vine înapoi. Uite, încă unul aici. Da. L-am anihilat și pe ăsta, gata, am gata, Foxy. O, stai că mai sunt aici afară, ia uite. Mai sunt acolo blaze-uri? Aaa, dă cu Am ciocanul după vindicator. mine! 2-2-2-2-2-2-2, Uite, gata, am mai e spart încă ăsta. unul. Mai, mamă, mai sunt încă vreo 3 pe aici. Nu Mamă, se. și-a scos topor și 4 a venit. chiar. Pa! 4? Hai că Cu vin și eu cu topoarele la mine. mine nu veni. Oh, mi-a dat bucata, fii atent. Ma, Foxy, am văzut ceva acolo, dar nu pot să zic ce. Ce? Stai că vin. Nu mai, numai, hai că-ți arăt înăuntru. Sau Scur. vrei să-ți arăt de Unde? afară? Afară sau unde vrei să mă Hai să-ți uit? arăt prin înăuntru, hai să-ți arăt prin înăuntru. Da, unde ești? Uite aici, sunt în spatele tău. Te că am Ia bătut uite pe... de aici, vino aici și uite-te, sus. Mamă, e Granny E Fox la pușcărie! Granny! E închisă Granny la pușcărie, Deci da? închisă Granny la pușcărie! Am face bine să nu o eliberăm, știi cum zic? Eu zic să mergem să intrăm la joale. Hai să intrăm în pușcărie să intrăm la joale, ce zici? Bine, haide! Ai tu pe? Da, haide! Hai că Uite de deschid aici, eu ușa! deschid ușa. Ai deschis-o. E în Aoleu, închisoare din asta de maximă securitate, Houdini, și noi am eliberat-o. Am bătut-o, gata! Uau, ce bucată ai dat, am văzut când ai dat ultima bucată. Sunt tare! De ce era Am închisă? eliminat infractorii! Da, era închisă pușcăria. La Yay! pușcăria de maximă securitate, Foxy. Yay! Îți dai seama Mă! că i-am ajutat să evadeze, apoi i-am bătut măr? Da, După ce Aoleu, ne-au bătut nu mai măr? e nimeni aici. Dar fii atent, hai să deschid, e bine securizată, era închisoarea asta. Uai, poți să știi că de aici n-aveai cum să ieși, decât dacă te-ai eliberat cineva, cum am făcut noi. Da, mamă. Da, am prins-o pe Granny. I-am dat la joale repede. Mamă, nu vreau să rămân în pușcăria asta, hai să ieșim de Vrei aici. să mergem în următoarea pușcărie? Da, normal. Hai să mergem aici să Dar vedem și care a ăștia-s fundat dubioși mama. rău, așa. Da. Sunt curios ce va fi înăuntru. Deci văd niște magma cube și mai văd niște scheleți, cred, sau ceva de genul ăsta. A, uite că a Aoleu, ieșit. aoleu, aici Sunt trebuie să ieșim. curioasă Mă, și opresc că sunt și noi ăștia și chiar. ăștia sunt la maximă securitate aici Da, da, închiși. da, da, Sunt da, da. așa periculoși. Dar uite, închisoarea asta pare mai mare, ca să zic așa, mai, nu mai mare, pardon, mai forțoasă, gen. Da, ăștia și mai periculoși Da, ăștia și înseamnă. mai Eu uite periculoși, că le asta e dau pe... maximă, maximă, Eu uite maximă că le dau pe aici, securitate. prin. Da, eu încerc să sparg asta, să văd dacă pot deasupra, Îi ca bat să bine, facem prin. vreo. Gata. Mama, Bun, mamă, vezi că ești e tot acolo, ești tot acolo. eliberat Te-am acum. eliberat, asta le putem da mai bine la joale. O, ăștia iau foc dacă ies afară, Foxy. Ce tare! Mamă, i-am Scăpăm berbelit. de ei, așa. Da, i-am berbelit, stau tu pe o să ies afară. Mă uită și mă bat ăștia. Oh, Te văd cum îmi dau ăștia. m-au omorât. Magma cube ăștia. Au. Mamă, ce mi-au dat la joale. Mamă, Stai că și vin, stai vin că tot mai vin. mulți, Foxy, salvează-mă, te rog Hai eu. că vin Mai am două unde? vieți, mai am două vieți, mai pot. Mai am două vieți. Bă, leleu. Te-am Gata. salvat. Oh, vezi că ăștia trag cu arcul. Trag cu arcul nebunatici ăștia. Oh, ce bucată mi-a dat. Mamă. Oh, vezi că au ieșit mai mulți, sunt mai mulți aici în spate, magma cube. Ai murit? Nu. Oh, nu ai murit, ești aici, bun. Țopăi pe aici. Bine, țopăilă. Sunt din iepuraș. Ți-am dat eu bucata, Ți-am da. dat bucata, Îmi pare rău, te-ai da. băgat în Aiurea. față, Mi-a Houdini. dat Foxy Eram pusă bucata. aici, am omorât și pe mine. Pe Era, tine te-a omorât? eram pusă pe bătaie, știi, și Da, te-ai am băgat înțeles. cumva în fața mea. Stai așa că se trage după mine, cu arcul. Bă, e urâtule, ce crezi tu că vii tu și tragi cu arcul așa când ai tu chef? Deci pe micuțul ăsta. Mamă, am intrat peste ei și m-au fript, Foxy, dacă am intrat peste ei. Da. Nu, nu prea pot să intre așa în încăperea lor acolo, că sunt nervoși, trebuie Mamă, ce să mulți ia uite. Da, și sunt ăștia mici acum. Față că dacă omori unul mare, se transformă într-unii mai mici. Am observat și eu.
Hai de că vin, 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 vin. Ah, am greșit drumul, stai. Uite, eu mă bat aici cu toți. Am rămas în viață, vulpiță. Bă, uite-mă că mai erau doi aici mici. În spatele meu. Uai, mai sunt, mai sunt. Uite-mă, vulpiță, stai că vin și stai că vin. Mai sunt, mai sunt, mai sunt, mai sunt. Poate cu ăsta mare apară mulți mici. Nu, mă spart iară. Și pe mine. Da? Mai aveam, da, o viață jumătate și mai am dat joale. Unde ești, unde ești? Ai, uite, în spatele tău. Hai că vin. Op! Hai să mergem, hai să mergem, hai să mergem. Mamă, ce e aici, bro? Mamă, ce e aici, bro? Nu-mi vine să cred. Mamă, ce e aici, bro? Ai reușit? Da, 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 m-am înțeles și eu bucată din greșeală. Noi, bai, mai am ceva viață. Deci, bun, hai să vedem ce se regăsește în închisoarea asta de maximă, 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 maximă. Stai să văd dacă... Nu se vede nimic pe aici. Nu se vede nimic, a? Nu, nu văd. Văd un chest și văd că scrie ceva acolo. Dar nu văd cine o fi închis aici. Uite, de stânga-dreapta. Nu e nimic, a, doamne, ce m-am speriat. Și scrie așa, înăuntru este Herobrine. Ai curaj să-i dai viață? Mamă, Foxy, nu ai ținut minte pe Herobrine? Aoleu, ne-au făcut zile fripte, Houdini! Da, Foxy, paoleu, să, să facem prostia să-l reînvie? Nu știu, ce zici tu? Eu zic să încercăm, nu? Da, că-l batem bine, că, că trebuie să ne luăm revanșa de data trecută. Da, sau ce să facem uite aici pe Herobrine? Unde așa? Este, eu am capul, așa-i? Ești pregătită? Da, uite, bă, este ăsta capul. Sau poate și ăla, ia arată-mi. Se vede fața lui de Herobrine? Nu-i văd fața, ia vezi asta. Da, ăsta e capul, că se vede la mine. Nu se vede la tine fața lui de Herobrine? Ia vezi la ce ți l-am dat eu? A. Nu-i asta. Bă, da. Așa să-l pui deasupra. A, pune. Sar și pune-i aici deasupra. Aici, pe mijloc. Și cum îl pun? Sar și îl pui. Nu acolo, nu acolo, mai sus. Dar nu reușesc să îl pun acolo. Da, eu ai Foxy că e mâna lungă, sar și îl pui acolo deasupra. Stai. A, l-am înviat. De bucată. Dar nu face nimic. Unde e? A dispărut Foxy. Oh, nu. Oh, nu, am zis noi că ne răzbunăm pe el, dar cred că s-a răzbunat tot el pe noi. Arde, uite cum arde. Stai că m-a ars bine. Nu știu. Nu l-am văzut că m-am ferit că m-a ardea. Stai că intru, că am furnița. Poți să stingi focul dacă dai în el. Dacă dai în el, se stinge focul. Unde ești, băi, Herobrine? Nu mai e aici, Foxy, a dispărut. Poate o evadat, o ieșit afară. E afară, oare? Hai să vedem. Unde ești, Herobrine? Herobrine! Te-ai ascuns de noi, ți-i frică? Uite, de bucată. Mamă, l-am prins. A chemat un zombie. Poate zombiul? Vezi că te-am bătut și pe tine din greșeală. Unde ești, Herobrine? Arată-te. Herobrine, arată-ți fața. E oaia? S-a transformat în oaie? Poate e oaia. Mă, ți-am zis eu că era lângă... Ui, cum a zburat oaia! Dă-i bucată, i-am prins câteva bucăți. Mamă, încerc să-l bat Foxy. Cred că l-a bătut, cred că l-a legat, am scăpat de el. Da? Am scăpat de el, Foxy. Sigur? Da. Uite aici, mama, aici e ceva dubios sub... Wow! Mamă, nu vezi, zis că m-ai pus un TNT. Unde? Princep undeva, nu știu. Uite, în spatele tău n-ai scăpat de el. Uite, bucata. O dispărut. Aici, Foxy, aici să ne ascundem. Se întâmplă ceva. Nu aici să ne ascundem. Unde te-ai dus? Sunt în spatele tău aici. Nu te văd. Fugi. Tentiu, mamă, ce bucată mi-a dat. Mamă, o spart zidul, Foxy. Fugul pițirii. Ajutor. M-a îngropat aici. Mamă, și pe mine, m-a spart. Hai că vin. Deci nu mai vedeam, vedeam numai foc. Cred că am făcut o prostie că l-am eliberat. Sincer, da, nu știu dacă putem să-l mai prindem. Stai așa că încerc să ajung. Herobrine, arată-te, mamă, că pun sabia pe el, Foxy, dacă se arată. M-a zburat de peste zi, mi-a dat. Eu, pe mine mă omoră de instant. Ia uite-te, ajutor! Stai că vin. E aici, mă bântuie. Tot-o. Unde e Foxy, unde e? Mă lupt cu el. Aaa, și-a chemat ăsta și... Stai că vin. Ajută-mă, m-a omorât. Stai că mă bat cu ăsta. Mi-a dat o bucată de... M-a dat peste zid de afară. Mi-am bătut, dar nu știu unde e Herobrine. Nu știu ce... E după zid era ultima dată. Bă, a pus din tiu, pe zid, ai grijă. Aoleu, unde ești? Deci, pe mine...
Mamă, iar m-a spart, m-a spart, m-a spart, nu mai înțeleg nimica. Deci mă omoră, păi de ce-mi pune? Ai, acum la mine iară! De bucată, de bucată, dacă m-a vezi. M-a băgat în groapă. Nici măcar n-am mai văzut. Mă tot bate. Mamă, fox, cum aruncă de sus, eu-l pot aici acum aruncă. Mă, iară m-a omorât. Mamă, deci distruge tot foxii. Vai de mine. Să spunem că o să ne distrugă tot aici. Uai, uai, în spatele meu, în spatele meu, m-a omorât. Se distruge lumea, vine aici, mamă, îl văd. Mă omoară, Houdini. Ajutor. Unde ești? Stai că mă bag în apă. Hai, mamă, îl văd, Foxy e aici, mamă, distruge tot. A dat foc la tot. E aici cu mine, mlaștină. Poți să-l bați? Are și un scheletron din ăsta cu el. Unde? Aici era. M-am băgat în apa asta. Stai că-l bat acum. Au, iar am pus, TNT. Am făcut bun. Aoleo, vulpițelor, rudinașilor, noi trebuie să fugim de Hero Brian, o să mă ascund aici după orice de astea. N-am cum să ajung la tine. Hai de repede, Foxy aici. O să vii la mine? Încerc. Haide după macile astea, ciupercate, repede. În notul la tine. Haide, notă, vulpițo. Mamă, că ți-a pus TNT-ul, fugi. Aaaa, ajută-mă. Aici, după macile, după macile. Nu reușesc să urc. Haide sus, e prea înalt. Ajută-o. Așa. Hai, nu uitați să ne faceți după vocile astea ciupercate. Cam asta a fost episodul. Să nu uitați de un like, un share și un subscribe. Mă pe Instagram cu Dini Puxnița și Puxnița cu Gista. Ajutor, cred că iară face ceva. Ajutați-ne.